Decizia de carieră, un pas spre viitor O resursă pentru disciplina Consiliere și dezvoltare personală, clasa 8 -a. Suntem obișnuiți ca zilnic să luăm decizii Deciziile sunt hotăriri pe care le luăm în urma analizării unei situații și alegerea între două sau mai multe opțiuni care te pot ajuta să rezolvi situația cu care te confrunți Mai multe informații despre luarea deciziilor Puteți afla în resursa denumită Decizia, Provocare zilnică, pe care dacă nu ați făcut-o deja, vă invit să o vizionați. Despre carieră se vorbește foarte des în contexte și în domenii foarte diferite. Pentru fiecare dintre noi, cariera poate însemna altceva, iar semnificația pe care o atribuim carierei poate fi puternic influențată de nivelul nostru de educație, de profesiile părinților noștri. De experiențele prietenilor, de modelele pe care le avem în jurul nostru și la care ne raportăm. Pentru voi, ce înseamnă cariera? Care este primul cuvânt care vă vine în minte atunci când vă gândiți la carieră? La ce anume vă gândiți când auziți vorbindu-se despre carieră? V-ați gândit cumva la profesie? Meserie, muncă, viitor, succes, realizări profesionale? Câștig financiar, bani, experiență, vechimea în muncă pe care trebuie să o aibă cineva pentru a putea spune că are o carieră? O definiție foarte simplă, dar cuprinzătoare, prezintă cariera ca fiind totalitatea pozițiilor, a rolurilor, activităților și experiențelor, aici, incluzând traseele educaționale, profesionale și sociale pe care le parcurgem pe durata întregii vieți. Ne putem gândi la rolul de elev, de angajat, de părinte, de membru al societății, la succesiunea de ocupații, profesii, funcții sau poziții pe care le ocupăm de-a lungul vieții. Dacă în trecut deciziile referitoare la carieră erau puternic influențate de meseria, de locul de muncă al părinților, care practic erau moștenite, iar odată fiind angajat, aveai foarte mari șanse să ajungi la pensie din locul de muncă în care te angaja inițial. Astăzi este din ce în ce mai evident că trebuie să ne pregătim pentru un viitor în care să putem face față unor schimbări continue. Fără îndoială, schimbările care apar în piața muncii ne vor aduce în situația în care va trebui să facem cunoștință și să practicăm noi meserii care astăzi poate nici nu se cunosc. Ca să înțelegeți ce înseamnă succesiunea de ocupații, profesii sau poziții, iată un exemplu. Când era în clasa 8 -a, David a făcut voluntariat în bucătăria restaurantului la care lucra mama sa, apoi în timpul liceului, după ce a împlinit 16 ani, a lucrat 3 săptămâni pe timpul verii ca ospătar la același restaurant. După terminarea liceului, s-a înscris la Facultatea de Educație Fizică și Sport și s-a angajat ca antrenor la o sală de fitness. A luat o decizie de carieră, Înseamnă să alegi o soluție de orientare școlară și profesională din mulțimea variantelor sau alternativelor existente și disponibile la un moment dat. Cu alte cuvinte, decizia de carieră poate presupune pentru tine alegerea unei unități școlare și a unui profil sau specializări de studiu. Alegerea unui anumit traseu educațional, de exemplu, liceu de artă, facultatea de artă și design, masterat în design vestimentar. Alegerea unei profesii. Sau alegerea unor modalități de formare a competențelor profesionale, de exemplu, voluntariat, job part-time, ateliere de lucru. De exemplu, alegerea școlii pe care dorești să o urmezi după terminarea clasei a 8-a poate fi încadrată în ceea ce se numește o primă decizie importantă pentru cariera ta, un pas spre viitorul tău. Pentru a ajunge la decizia potrivită, este necesar să parcurgi mai multe etape. Respectiv, trebuie să ai în vedere un proces pe care îl găsești prezentat în resursa cu titlul Pași spre luarea unei decizii. Decizia de carieră presupune alegerea efectivă a alternativei sau a opțiunii pe care tu o consideri potrivită la un moment dat pentru tine și pentru nevoile tale. Alege un loc de muncă sau o meserie care îți place cu adevărat și nu va trebui să muncești nici o zi din viața ta. Discutați în grupuri mici pe marginea acestui citat care îi aparține filozofului chinez Confucius. La ce credeți că se referă? Care este semnificația citatului pentru voi și cum vă poate ajuta în luarea deciziei de carieră? Vă ce v-ar plăcea să faceți după terminarea școlii? Împărtășiți cu colegii de clasă planurile voastre legate de cariera pe care vi-o doriți și care credeți că vi s-ar potrivi. Decizia de carieră este un pas spre viitor.